Managerul general al echipei de fotbal Mușcelul Câmpulung, Alexandru Popovici, împreună cu jucătorii George Cotigă și Ovidiu Stan, au fost prezenți miercuri la conferința de presă săptămânală ținută în noul sediu al clubului din Strada Negru-Vodă. Oficialul mușcelean împreună cu cei doi jucători au răspuns pe rând întrebărilor adresate de către ziariștii locali. Au fost și lucruri îmbucurătoare. Au fost lucruri îmbucurătoare, în primul rând, siguranța defensivă, asta mă refer la nivel de echipă, adversarul a reușit să-și creeze foarte puține ocazii de a marca. Într-adevăr, din una mai clară au și reușit să înscrie și atunci jocul și rezultatul putea să ia o altă turnură. Îmbucurător este că, în afară de jucătorii noi veniți, doi dintre ei fiind aici, mă refer la Voicu, mă refer la copiii care au intrat, toți și-au făcut datoria pe deplin. A fost un joc bun la nivel de echipă, fără execuții individuale deosebite. Este adevărat că dacă am câștigat în minutul 90 și în prelungiri, am beneficiat și de șansă, dar cred că a venit momentul ca zeița Fortuna să mai întoarcă fața și către noi, după un retur pe care aș vrea să-mi amintesc cât mai rar, dar normal că este impregnat pe creier, unde am avut neșansă etapă de etapă, chiar ostilitate din partea multora. De data asta șansa a fost de partea noastră și a răsplătit eforturile echipei, care, tot lucru îmbucurător, a crezut neșansa ei până la capăt. Și aici important sunt jucătorii cu anumită experiență, care n-au cedat la primirea golului și au reușit să aducă cele trei puncte la sfârșitul jocului. Eu cred că echipa o să crească de la etapă la etapă, sunt capacități mari de progres. Văd procesul de pregătire care merge cu totul altfel, merge mult mai bine decât a mers până acum, chiar în tot anul trecut, mă refer aici la turul campionatului, pentru că fiind jucători valoroși, se implică în procesul de pregătire mult mai profesionist. De asemenea, e mult mai ușor de lucrat cu jucători inteligenți, pregătirea este mult mai uniformă, sunt lucruri care nu au cum să nu ducă la rezultate din ce în ce mai bune. Și aș vrea să amânăm tot timpul, cum spuneam și anul trecut, să amânăm clipa când o să pierdem. Am venit la Câmpul Lung cu inima deschise, un club care m-a primit cu brațele deschise, un lot bun pentru Liga a treia și sper să continuăm cu victorii, cum am început prima etapă, să ne menținem același ritm și la sfârșitul turului să fim pe un loc. Sunt și eu foarte bucuros că am ajuns într-un colectiv propiciu pentru performanță, să spun eu, la Câmpul Lung. Mă simt foarte bine alături de colegi și, cum a spus și colegul meu, George, sperăm să avem rezultate cât mai bune, ca să ne aducă într-o poziție favorabilă la sfârșitul acestui tur, să spunem, pentru ce. S-a făcut o analiză a jocului din prima etapă cu Urban Titu 2-1, după care s-a vorbit și despre jocul de vineri din deplasare cu Athletic Bradu. De asemenea, un subiect fierbinte l-a reprezentat decizia Consiliului Local din ultima ședință de a amâna asocierea cu gruparea fotbalistică mușceleană, fără ajutorul financiar venit dinspre aleșii locali, viitorul echipei fiind sortit eșecului. Nu pot să zic că este o problemă delicată. Eu înțeleg nu neapărat reticența, temerea Consiliului Local, mai ales înțelegând contextul la nivel național, unde primăriile, Consiliile Locale, care unele dintre primăriile și Consiliile Locale care au băgat bani în fotbal, care au susținut activitatea fotbalistică, mai bine zis, au avut ceva probleme. Dar vina de data aceasta este a noastră, pentru că nu am înțeles bine ceea ce ni s-a cerut. Lucrăm împreună, de fapt, la un buget estimativ defalcat, care sunt sigur că o să creeze o transparență, o să dea încrederea necesară pentru a se vota în ședința de Consiliu următor bugetul, o parte din bugetul care este necesar pentru buna desfășurare a activității fotbalistice. Deci suntem mai mult noi de vină, cred, decât pentru că nu am înțeles bine ceea ce ni s-a cerut. Dar mie nu mi-e teamă, pentru că știu
ce am lucrat, cum am lucrat și până acum. Noi n-am ținut cont decât de lucrurile eligibile, doar acele lucruri s-au decontat, deci n-are de ce să ne fie teamă și nimănui n-ar trebui să-i fie teamă. Da, și acest lucru ni s-a cerut, sunt depuse și acele acte, deci nu cred că pot să fie probleme în acest sens. Diferența, da, este de 12. O mare parte este adusă de Dorin Horvat, care este președintele ACS Mușelu, și după aceea avem deocamdată la stadiu de promisiune mai mulți oameni de afaceri care ar voi să vină alături de noi. Ne ajută foarte mult domnul Țil Popescu cu masa, care însemna destul de mult pentru noi. Și deocamdată n-are rost să vorbesc de alte firme decât în momentul când o să fie ceva concret. Sperăm în continuare în ajutorul domnului Dumitrescu cu transportul, înseamnă de asemenea un lucru important. Cazarea care ne este asigurată și în situațiile de cantonament din preziua jocului și a celor 9 jucători care stau permanent acolo la un preț foarte redus de domnul Iustin și mulțumesc pe această cale. Dacă nu obținem suma de bani de la Consiliul Local, această echipă va fi foarte, foarte greu, dacă nu e imposibil ca să reziste.